acum să vă spun câteva cuvinte despre împădurire. Primăria Stănii Moldova nu are multă pădure ca și proprietate, sunt câteva liziere de pădure pe lângă barajul de la Sonda 2, în parcul central, dar la proiectul din 2007, când s-a pornit înființarea acelei pârtii, construirea pârtiei de schi, în 2009 guvernul a hotărât ca Primăria Stănii Moldova să planteze 13,7 hectare de plantație, pentru că a defișat jumătate. Adică legea spune că dacă ai defișat 6 hectare și 800 cât era, atunci trebuie să plantezi dublu. Din 2009 până în 2016, nici măcar o intenție nu au avut conducătorii primăriei de atunci ca să facă acest lucru. Respectiv, au primit o amendă și eu, după ce am ajuns primar, am primit și eu o amendă de câte 10.000 de ron, prin care Garda Forestieră ne atenționa că nu ne îndeplinim o hotărâre de guvern, în sensul de a planta. Am căutat sponsor și am început încă din 2017, toamna, să plantăm puieți pe amplasamentul pe care Primăria Stănii Moldova l-a propus guvernului în momentul în 2009 în care a fost hotărârea de guvern. Respectiv, nu am ales eu acest amplasament și nici nu avem unde să ne nu am fi avut unde să ne mutăm cu amplasamentul, pentru că primăria nu are o altă suprafață de teren în proprietate. Respectiv, primăria nu are niciun hectar de pășune, toată pășunea de pe Valea Sănicului este la obște composesorat Salina Slănic. Din această cauză am atras sponsor și mulțumesc Asociației Rotary, pentru că ei au sponsorizat 100% plantarea acestor puieți. Rom Silva ne-a sponsorizat cu puieții, în mare parte, peste 90% din puieți sunt din sponsorizare și suntem foarte aproape să încheiem acest proiect, primăria plătind doar gardul de protecție, gardul împrejmuitor și paza acestei plantații. În sensul acesta, ne-am mai achitat de încă o obligație de care ar fi trebuit să achite fosta guvernare și la momentul acesta, dacă mergem în plantație, vedem că în 3 ani de zile deja puieții au crescut. După 7 ani de dezvoltare, nu mai este nevoie de gard, se dă drumul, va fi o pădure acolo care va proteja și populația pentru inundații, dar va crește cantitatea de oxigen care se produce acolo, dar și va fi o bogăție, pentru că pădurea nu este pentru noi, este pentru urmașii noștri, ei vor beneficia de această situație. În sensul acesta, față de 670 de mii de ron, 6 miliarde 700 pe care noi ar fi trebuit să-i cheltuim în 2016 la evaluarea făcută, asta era suma de plată, o să cheltuim puțin peste 80 de mii de ron, 800 de milioane, în sensul în care facem și aici o economie foarte importantă.